Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, furnizor acreditat de servicii sociale prin Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu Jiu, oferă servicii copiilor și tinerilor cu dizabilități aflați în dificultate, pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială. Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Social, Centrul de Zi pentru Pregătirea și Sprijinirea Integrării sau Reintegrării Copilului în Familie, a reușit sprijinirea tinerilor cu dizabilități pentru reintegrare sau integrare familială și socioprofesională, astfel. 11 tineri cu dizabilități care au finalizat cursurile școlare în anul 2021 au beneficiat de consiliere vocațională și sprijin în întocmirea dosarelor pentru obținerea ajutorului de șomaj. Dintre aceștia, 10 au fost angajați cu contracte de muncă, iar unul a fost integrat în familie și lucrează în agricultură. 12 tineri cu dizabilități, absolvenți 2020-2021, au fost integrați socioprofesional, având încheiate contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată. Aceștia au fost angajați la agenți economici de pe raza municipiului Târgu Jiu. 16 tineri cu dizabilități, din cei aproximativ 50 de beneficiari ai CSCCNS Târgu Jiu, care urmează să părăsească sistemul de protecție specială, au fost calificați sau recalificați în diverse meserii. Un operator calculator, un masiur, 4 frizeri, 8 mecanici vulcanizatori. Toate costurile au fost suportate de către Asociația Inim de Gorjeni prin intermediul proiectului Șanse pe piața forței de muncă pentru tinerii cu dizabilități instituționalizați, finanțat cu ajutorul unui grant Raiffeisen Comunități. Tineri care au terminat cursul de frizer au făcut activități practice la centrele de adulți ale DGASPC Gorj, iar în prezent tund în mod gratuit colegii din centrul de plasament. Cursanții au fost susținuți prin achiziția de mașini de tuns, laptop, mese de masaj, etc. De asemenea, 11 tineri cu dizabilități proveniți din diferite servicii sociale ale DGASPC au beneficiat de cursuri de acordare de prim ajutor. 6 tineri cu dizabilități au fost integrați familial, 5 tineri care îndeplineau condițiile prevăzute de lege au fost sprijiniți să depună dosare pentru obținerea unor locuințe sociale sau de tip ANL. Aceste realizări au fost posibile și datorită colaborării cu parteneri precum Asociația Lindenfield, AJOFM Gorj, Asociației Crucea Roșie Filiala Gorj, Asociația Inim de Gorjeni și alții. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, prin Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu Jiu, sprijină tinerii și copiii cu dizabilități, pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială. Astfel, personalul de specialitate din cadrul Serviciului Social, Centrul de Zi pentru Pregătirea și Sprijinirea Integrării sau Reintegrării Copilului în Familie, a reușit sprijinirea tinerilor cu dizabilități pentru integrarea sau reintegrarea familială și socioprofesională, după cum urmează. 11 tineri cu dizabilități care au finalizat cursurile școlare în anul 2021 au beneficiat de consiliere vocațională și sprijin în întocmirea dosarelor pentru obținerea ajutorului de șomaj. Dintre aceștia, 10 au fost angajați cu contracte de muncă, iar unul a fost integrat în familie și lucrează în agricultură. De asemenea, 12 tineri cu dizabilități, absolvenți 2020 și 2021, au fost integrați socioprofesional, având încheiate contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată. Ei au fost angajați la agenți economici de pe raza municipiului Târgu Jiu. În plus, 16 tineri cu dizabilități, din cei aproximativ 50 de beneficiari ai complexului, care urmează să părăsească sistemul de protecție specială, au fost calificați sau recalificați în diverse meserii, cum ar fi operator calculator, masior, protezist unghii, frizer și mecanic vulcanizator. Costurile pentru aceste cursuri au fost suportate de către Asociația Inim de Gorjeni prin intermediul proiectului Șanse pe piața forței de muncă pentru tinerii cu dizabilități instituționalizați, finanțat cu ajutorul unui grant Raiffeisen Comunități. Toți tinerii care au terminat cursul de frizer au făcut activități practice la centrele de adulți ale DGASPC, iar în prezent ei tund în mod gratuit colegilor din centrul de plasament.